De exemplu, noi știm și fără bunici. Ne-am săturat bunicii. Urmează întâi să vă arăt globurile cu cubeu. V-a plăcut, dragilor? Urmează să vă arăt. Eu m-am urcat în Crăciuniță. Roșie, pentru că vine Crăciunul. Uitați ce papuci am. Uitați la ce este fancy-fancy. Și uitați ce cordeluță am. Totul este pregătit și am niște ciorapi super cu pisică. Și urmează să aducem bradul. Stați aproape. Ne-am hotărât să primim un brad de la prietenii noștri. O brad frumos. Le mulțumim că ne-au trimis bradul ăsta foarte frumos. Super! Și să vedem globurile. E un pic greu, dar te ajută, mami. Să vedem ce globuri ai pregătit, Serena, pentru... Am pregătit globurile. Brăduleț. Astia. Wow! Și? Și globurile astea. Aoleu, deci o să fie un brad foarte colorat. Sunt multe globuri. Dar de ce te-ai îmbrăcat în Crăciuniță? Pentru că vine Crăciunul. Wow! Dar și te-ai asortat foarte bine. Ți-ai luat cercei, ești toată sclipitoare. Așa faci tu bradul? Da. Și înveți pe prietenii tăi cum să împodobească bradul? Da. Super, începem? Da. Începem? Da, începem. Mai cu viață! Începem! Bravo! Acesta este brăduțul, dar te ajută și mami. Ia uitați-vă brăduțul Vienna White de la O Brad Frumos, cu suport, cu tot. O singură problemă. Selena, unde o să punem brăduțul? Nu prea avem loc în casă. Ce facem? O să-l punem în mijloc. În mijloc? Și ce facem cu canapeaua? O scoatem pe balcon? Doamne. Putem să punem canapeaua aici? Da, sau? Sau aici. Noi două? O să reușim? Da. Hai să vedem. Să-i dăm bătăi. O brad frumos, cu cetina ton verde. O brad frumos, cu cetina ton verde. O brad frumos, cu cetina tot verde. Și cercelul. Asta-s eu, mami, tati. Să văd. Hai, ce frumos e. Wow. Dragii mei, acum urmează să împodobim bradul. Și acum îl împodobim. De unde avem brăduțul, Selena? De pe obrad frumos. Și aici avem toate accesoriile. Doamne, cât o să punem. Ce culoare vrei să-l facem? Tot felul de culori, curcubeu, după cum spuneai. Și culorile preferate ale tuturor, curcubeu. Bravo, Selena. Fără, 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 f
Wow, ce brad frumos! Tu ai ales globurile, Selena? Și ia uitați ce unicorn frumos! Wow, ce frumos e! E foarte frumos bradul, felicitări! Alealte de mai de mult. Da. Și ce am mai pus? Sub brad? Ce avem sub brad? Sub brad avem niște ursuleți. Bravo! Și renul ăsta de unde l-ai, Sele? E foarte... Se poate mări. Da. Și se poate scuta. Mamă, ce ren frumos! Călcăm pe el și îl mărim. Călcăm pe el, da. Și globurile de unde le-ai luat, Selena? De unde ai cumpărat globurile? Globurile de la Lidl. Wow, ce idee bună! Te-a ajutat Alexandra la brad. Christmas, everything is Christmas. Selena, știi ce colindă se potrivește acum? Ce? O brad frumos. Ok. Ok, dar trebuie să stai cu fața la mami, că altfel n-am cum să te filmez. Poți să stai cu fața la mine să te văd? Fă-l mai mic. Hai lângă brăduț. Sele, hai lângă brăduț și stai cu fața la cameră și dacă vrei colindă, obrat frumos. Dacă mai știi. Obrat frumos, obrat frumos, cu ce tine tot feste. Obrat frumos, obrat frumos, cu ce tine tot verde. Tu ești copacul credincios care nu-și pierde frunza deloc. Obrad frumos, obrad frumos, cu cetina tot verde. Cineva, am avut multe ajutoare făcut, care m-au ajutat. De exemplu, bunica mea, Ileana. Da, dar stai lângă brăduț. Alexandra Negria Maria. Da. Amalia Ursu. Cine? Și de exemplu, eu, pentru că cineva nu m-a ajutat. Bravo! Bunica mea a legat globurile, Alexandra și ea, tu ai pus decorațiunile, bla bla bla. Și înseamnă că și la ei îi place. Îi place, îi place. Bravo, Selena, felicitări, ai făcut cel mai frumos brăduț. Să știi că îmi place foarte mult și toată lumea care o să-l vadă o să spună că e cel mai frumos brăduț. Eu așa brăduț n-am văzut în viața mea de frumos. Bine, Selena, dă-le pupic, dă-le pupic. La oameni spune vă pup și mulțumesc că ați stat alături de mine la împodobirea bradului. Spui? Așa, pupici. Și mulțumesc că ați stat la împodobirea mea de brad. Bravo, Selena, pupici. Pupici, cu scălbici. Fă o piruetă. Bravo. Taram. Taram. Taram.